Fetele de asalt ale lui Oshimamoru, 2009, capitolul 11, secvența de vis 4 arond realitatea virtuală a forțelor aeriene americane Hybrid Research Beta, prequel, 20 ian. 2021. Valoarea intrinsecă a entuziasmului oamenilor este înlăturată de contextul unui real sau fictiv mediu, atâta timp cât lumea acordă recunoaștere pentru îndeplinirea aplicată a acestui lucru entuziasm, se constată că oamenii nu ar pierde legătura cu propria lor realitate. Realitatea fiind baza înțelepciunii convenționale a unui individ, este gradul de experiență care aparține acelei persoane singure. Prin urmare, orice astfel de realitate individuală poate fi percepută de alții ca nimic altceva decât simpla imaginație. Acest lucru se schimbă atunci când imaginația este deschisă pentru a îmbrățișa un anumit grad de conștientizare pe scară largă, în ce etapă are potențialul să fie perceput de oricine ca realitate. În timp ce sentimentul de împlinire creat în tărâmul virtual este gol, aceleași senzații pot fi aplicate împlinirii în lumea reală. La fel ca orice altă încercare de a preveni moartea, un fișier digital se poate extrage pentru a eluda ștergerea, astfel încât realitatea se limitează la stilul de viață biologic al fiecărei ființe umane. În secolul Marelui Război și Revoluție, ideologia reging a respins proprietatea privată și s-a concentrat în schimb pe macroeconomie ca salvator al omenirii, dar această idee s-a autoars și s-a prăbușit complet. Cu toate acestea, politica a dat naștere sistemului acum triumfal al pieței libere, oamenii învățând principiile care creează o profundă disparitate socială, terenul propice pentru un război civil în escaladare care să îmbrățișeze globalismul, care a devenit în cele din urmă statul quo-ul. O serie de forțe egale, atât represive, cât și feministe, au fost convocate pentru a ajuta oamenii să reziste luptei titanice globale dintre aceste două sisteme. Dar pe măsură ce concurenții prezenți au devenit mai capabili să facă acest lucru, s-a oprit la naționalism și a apărut intoleranța religioasă, creând un sentiment de brutalitate dintre ei dat fiind egourile lor rănite din trecut. Când eforturile de restabilire a ordinii au eșuat din nou, oamenii s-au simțit obligați să se întoarcă la cuștile lor aurite. O societate fără concurență este minoră în dezvoltare. Stagnarea este consecința stabilității. Chiar și așa, tehnologia a reușit unde religiile și ideologiile au eșuat. Problemele imuabile ale proprietății și distribuția echitabilă a resurselor limitate vor avea ca rezultat retrocedarea drastică a activității economice. Oarecum ironic, noțiunile de producție simplă și utopie socială se vor regăsi în spate în rândul populației bruste de vârstă mijlocie, cu doar o cantitate fixă de activitatea productivă rămânând. Dacă ceva ar amenința continuitatea acestui pachet tehnologie, nu ar putea fi decât dorințele iraționale ale acelor oameni care au fost atrași de ea beneficii. Pentru a diminua foamea, pentru a ocoli bolile, pentru a evita toate calamitățile naturale sau pentru a reproduce singura sarcină de a lăsa un descendent în urmă, aceste necesități ale primatelor rămân neîndeplinite. Omenirea caută sensul și scopul în limitele propriei sale existențe și producția sa creativă. În consecință, mai degrabă decât intenționat, oamenii se limitează la a lor imaginație toate dorințele pe care și le pot lăsa să aplice.
Și această alegere este făcută tot mai ușor prin introducerea unei forme inovatoare de tehnologie. Avalon a fost conceput ca un simulator de luptă RPG militar. Acest joc incorporează avansuri de vârf în linie tehnologie cerebrală, făcând mediul deschis la jocul spontan de brainstorming. Deși nu este singur cu multitudinea de posibilități disponibile în statul quo, este perfect adaptată dorinței umane pentru acei indivizi care locuiesc într-o lume stagnantă. Jucătorii nu trebuie să se bazeze pe instinctele de bază ale percepției vizuale, întrucât, în schimb, se pot introduce direct pe toți în mediul de joc prin simularea undelor de joasă frecvență, cortexul cerebral. Scenariile de luptă pot fi setate în contextul jocurilor programate scenariu, iar pasiunile jucătorilor pot fi injectate în avatarul operativ. Când această funcție este adoptată, așteptările și acțiunile lor în timpul numărării recompenselor îi determină pe cei care sunt demni de a fi recompensați printr-un sistem imparțial de evaluare. Există un număr limitat de reguli pentru a se asigura că șansa este răspândită uniform. Spre deosebire de lumea reală, rezultatele pot fi contestate în mod repetat. Nu e de mirare că oamenii se prind de joc. Avalon a fost imediat căutat de pasionați de jocuri din întreaga lume, inclusiv un număr tot mai mare de grupuri de elită numite petreceri. Cu toate acestea, a existat un aspect controversat la acest joc, și anume că propune o lume plină de distrugeri, crimă în masă, trădare, sugar autoservit, așa că toată lumea trebuie să facă fața adevărului și căutări neîngrădite a răspunsurilor pentru a descoperi sensul și scopul tuturor. Este epopea umană pe măsură ce oamenii caută să găsească ceva solid în această luptă în continuă schimbare. Avalon a dat naștere, de asemenea, celor 9 surori, programatori legendari care se străduiesc să lărgească terenurile de joc pentru a incorpora noi îmbunătățiri de încercare în această lume incubată de vânătorii sălbatici. Și unul dintre aceste...